Ioan capitolul 17 este un pasaj minunat în care ne este prezentată această rugăciune a Domnului Iisus Hristos, această rugăciune de mare preot, este printre cele mai magnifice pasaje din Sfintele Scripturi. Unii predicatori puritani au predicat 40 de predici din doar acest capitol. Mai eu nu o să predic 40 de predici, mai ales că la pasul la care am predicat prin Ioan în ultima perioadă ne-ar lua poate 40 de ani ca să terminăm acest capitol. Dar vrem să petrecem un pic de timp și vă spun care este intenția în această dimineață. Aș vrea ca să încerc să fiu cât mai telegrafic, să terminăm serviciul din această dimineață cu câteva minute mai devreme. Așa cum știți, sora noastră Margareta Pop, tatăl ei a murit și înmormântarea va fi la ora 1 și aș vrea ca să avem posibilitatea ca toți cei care dorim și ne simțim îndemnați să fim alături de ea în această zi, să avem timp să mergem acasă, să ne organizăm și să fim prezenți la acest eveniment dureros din viața surorei noastre. Capitolul acesta și această rugăciune a Domnului Iisus Hristos s-ar putea împărți în trei părți majore. Împreună am parcurs deja prima parte, de la versetul 1 la 5, în care Domnul Iisus Hristos vizează în rugăciunea lui, în primul rând, pe El și cere ca să fie glorificat. Și am văzut felul în care această glorificare pe care o cere Dumnezeu, pe care o cere Domnul Iisus Hristos, este să fie din nou în prezența lui Dumnezeu și această glorificare vizează moartea lui. Domnul Iisus Hristos, pentru bucuria care o aștepta de a fi din nou în slava care o avea înainte, își dorea ca să treacă prin suferințele morții. Își dorea, datorită bucuriei care o avea înainte, de a vedea o sămânță, de a vedea pe cei care urmau să fie răscumpărați prin jertfa lui, își dorea acest lucru. Apoi, a doua secțiune în care ne aflăm în această dimineață, la versetul 6 la 19, vizează în mod special, dar nu exclusiv, pentru că de la versetul 20 încolo vedem că toată rugăciunea, de fapt, nu este doar pentru ucenici, ci este pentru toți cei care urmau ca să-și pună credința în Domnul Iisus Hristos, este pentru toți copiii lui Dumnezeu, dar în această porțiune vizează în mod specific, în mod expre, ucenicii Domnului Iisus Hristos, pe cei 11. Iar apoi, restul rugăciunii vizează Biserica Universală, toți credincioșii care urmau, prin slujirea ucenicilor, prin predicarea ucenicilor, prin revelația dată prin ucenici, ca să vină la credință și să facă parte din biserica, din trupul Domnului Iisus Hristos. În această dimineață vrem să ne uităm la această porțiune, de la versetul 6 la versetul 19, în care Domnul Iisus Hristos se adresează în mod direct, în mod specific ucenicilor, dar în mod general se adresează într-un fel și nouă și sunt multe lecții și multe încurajări pentru noi în această dimineață. În primul rând, aș vrea ca să începem înțelegând în linii mari care este mesajul, care este teza acestei porțiuni din rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Și mesajul, rugăciunea către Dumnezeu, Tatăl, este ușor de sumarizat într-o singură frază. Și anume, Iisus se roagă ca Dumnezeu să păzească față de lume, față de cel rău și să îi sfințească, să lucreze sfințenia în viața ucenicilor pentru gloria lui Dumnezeu. Două elemente majore. O separare, o pază față de lume și față de atacurile lumii, da? Ai păzi față de lume și ai sfinți față de Dumnezeu. Una vizează, este poziționată în relația ucenicilor cu lumea. Au nevoie de pază pentru că, vom vedea, lumea este împotriva credincioșilor și cealaltă vizează poziționarea credinciosului față de Dumnezeu. Omul are nevoie să se depărteze de lume, să fie protejat de lume și să se apropie de Dumnezeu, să se apropie în mod practic de sfințenie. Și asta este rugăciunea Domnului Iisus Hristos pentru ucenici, să fie păziți și să fie sfințiți și toate acestea se întâmplă pentru gloria lui Dumnezeu. Care este motivația? Care sunt motivele pentru care această rugăciune este necesară pentru ucenici? Motivațiile sunt diverse,
Dar ceea ce este postamentul care face și necesar și justificat această rugăciune este această realitate. În primul rând, este realitatea că ucenicii și credincioșii sunt a Tatălui și a Fiului. Sunt proprietatea Lui. Credincioșii aparțin Lui Dumnezeu. Și ca și un tată iubitor, Dumnezeu se preocupă de nevoile lor. În primul rând, Domnul Iisus ne arată că credincioșii sunt a Tatălui. Credincioșii aparțin Tatălui. În versetul 6 ne spune, le-am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Erau ai Tăi și Tu mi-ai dat, iar ei au păzit cuvântul Tău. Într-un sens, Dumnezeu are drepturi depline peste orice făptură, pentru că El ne-a creat. El a creat pe cel care este credincios și l-a creat și pe cel care este necredincios. De aceea Dumnezeu are dreptul ca să judece pe orice om. Pentru că toți oamenii sunt creați de Dumnezeu. Dar credincioșii sunt al lui Dumnezeu într-un mod special. Credincioșii sunt al lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Efeseni 1:4 ne spune că suntem al lui Dumnezeu pentru că El ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Aparținem lui Dumnezeu ca și credincioși, ca și răscumpărați, ca și aleși al lui Dumnezeu prin faptul că printr-un decret al lui Dumnezeu El a hotărât ca să fim ai Lui într-un fel deosebit, într-un fel aparte de felul în care toată creația este a Lui. Felul în care orice făptură creată de Dumnezeu are responsabilitate față de Dumnezeu. Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, a luat această decizie ca aleșii Lui, ca cei care se vor încrede în El, ca credincioșii în Domnul Iisus Hristos, să fie a Lui într-un mod deosebit. În al doilea rând, Domnul Iisus ne spune că credincioșii sunt a Fiului. Sunt a Tatălui, dar sunt a Fiului. Te spune, le-am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Erau ai Tăi și Tu mi-ai dat, iar ei au păzit cuvântul Tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat Tu este de la Tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat Tu, iar ei au primit și le-au cunoscut, și au cunoscut că într-adevăr am ieșit de la Tine și au crezut că Tu m-ai trimis. Suntem al lui Hristos pentru că Tatăl ne-a dat lui Hristos. Biserica Domnului Iisus Hristos, credincioșii Domnului Iisus Hristos, de pretutindeni, din toate timpurile, toți cei care au fost răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos, sunt un fel de cadou, un fel de dar cosmic de către Tatăl Fiului. Tu ești darul lui Dumnezeu, cadoul lui Dumnezeu către Fiul. Suntem a lui Hristos, oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Erau ai Tăi, a Tatălui și Tu mi-ai dat. În Ioan 6:37, Domnul Iisus spune, tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine, iar pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni niciodată afară. Suntem a lui Hristos nu doar datorită faptului că Dumnezeu Tatăl a dat acest dar minunat Fiului, dar suntem a lui Hristos datorită ascultării Domnului Iisus Hristos. Hristos primește acest dar și ascultă de voia Tatălui. Hristos se revelează față de aleșii Lui. Hristos ia asupra Lui carne și îl descoperă pe Dumnezeu. Noi am privit slava lui Dumnezeu întrupată în persoana Domnului Iisus Hristos și o privim și astăzi pe pagina Sfintei Scripturi. El este revelația supremă a lui Dumnezeu. El este întipărirea lui Dumnezeu în carne și oase și El astăzi, ca și Hristosul glorificat, stă la dreapta Tatălui. Cei aleși, în schimb, primesc revelația aceasta care este Hristos, cred și se supun Fiului de bunăvoie. Hristos ne primește pe noi ca și un dar de la Tatăl. Uitați simetria cosmică aici. Hristos ne primește pe noi ca și un dar, ca și un cadou de la Tatăl și răspunde față de acest dar cu ascultare. Noi, în schimb, îl primim pe Dumnezeu. Cum? Cum ajunge omul care este vrășmaș cu Dumnezeu? Cum ajunge omul care este în dușmănie cu Dumnezeu? Cum ajunge omul care este mort în păcatele lui să-L aibă pe Dumnezeu?
Nu doar că este împărtășie cu Dumnezeu, îl are pe Dumnezeu. Noi îl avem pe Dumnezeu în noi. Suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt. A turnat arvuna în noi care este Dumnezeu. Dumnezeu girează, garantează pentru tine, pentru mine. Nu cu aur, nu cu argint, ci cu sine. Cum ajungem noi ca să-L avem pe Dumnezeu? Îl primim în dar pe Dumnezeu ca și un dar de la Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul nostru Iisus Hristos ne dă acest dar pe cruce când moare și plătește pentru acest dar. Nu-L câștigăm pe Dumnezeu, nu-L mituim pe Dumnezeu, nu facem ceva să-L merităm pe Dumnezeu, ci ni se dă în dar prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și ce facem noi? Răspundem cu ascultare față de Hristos. Hristos primește în dar pe aleșii lui Dumnezeu. Aleșii lui Dumnezeu îl primesc în dar prin Hristos pe Dumnezeu și răspund de asemenea ca și Hristos prin ascultare. Al doilea rând, nu doar pentru că suntem a lui Dumnezeu, suntem a Domnului Iisus Hristos, Hristos face această rugăciune, ci pentru ca Tatăl să fie glorificat prin aleșii Lui, prin credincioși. Pentru ca Dumnezeu să fie glorificat prin această lucrare de mântuire. Dumnezeu este glorificat pe deplin în împlinirea planului complet de mântuire. Hristos ne arată lucrul acesta în versetul 1 și 2, când spune: Tatăl, a venit ceasul, proslăvește-ți Fiul pentru ca și Fiul să te proslăvească pe tine. Vedem această proslăvire reciprocă, această culme de proslăvire. De vreme ce ai dat autoritate peste orice făptură, ca să le dea viață veșnică tuturor celor pe care i-ai dat tu. Vedem această legătură între proslăvirea reciprocă a dumnezeirii și actul de mântuire, de a da viață veșnică tuturor celor pe care i-ai dat tu. Proslăvirea lui Dumnezeu este strict legată de mântuire în mod complet. De fiecare om care a fost dat de Tatăl Fiului, ajungând la viață veșnică. Imaginea mântuirii, imaginea ispășirii ineficace este un afront la caracterul lui Hristos. Este un afront la slava lui Dumnezeu. Ne imaginăm oare că Dumnezeu a dat un număr de oameni fix, cu nume, punctual, lui Hristos, prin care să fie proslăvit în mântuirea lor și El să întoarce acum la Tatăl și spune: Tată, am reușit să salvez cam jumătate. Ce blasfemie să spunem că ar fi un număr de oameni dați cadou din partea Tatălui Fiului cu scopul ca Fiul să le dea viață veșnică și nu tot să primească viață veșnică. Ce blasfemie că Hristos ar putea face ceva imperfect. Da, da, dacă eu nu vreau. Ce blasfemie să crezi că Mântuitorul tău nu poate învinge nevoința ta. Ai un Mântuitor incapabil, ai un Mântuitor imperfect, ai un Mântuitor care nu este Dumnezeul etern. Nu-L ai pe Hristos și nu ai Dumnezeul Scripturii. Dacă nu poți concepe că Hristos, dacă a primit această misiune, acest dar de la Tatăl, o va împlini în mod desăvârșit. Hristos nu a pierdut unul din cei care au fost dați Lui. Glorificarea lui Dumnezeu în mântuire este perfectă pentru că mântuirea este realizată în mod perfect. Toată gloria prin mântuire este a lui Dumnezeu. Pentru că toată mântuirea este lucrată de Dumnezeu. Este planul lui Dumnezeu, este jertfa Domnului Iisus Hristos, este împlinirea mântuirii prin puterea Duhului Sfânt. Totul este a Lui și toată gloria este a Lui. Pentru că suntem ai Lui, prin decretul Tatălui, prin darul acesta cosmic dat lui Hristos. Și pentru că Dumnezeu vrea să se glorifice în mod desăvârșit prin mântuirea noastră, face această petiție Domnului Iisus Hristos, această rugăciune pentru ucenici. Și, cum ziceam, rugăciunea este aceasta: păzește-i de lume, păzește-i de cel rău și sfințește-i
pentru tine, pentru slava lui Dumnezeu. În primul rând, Hristos se roagă, versetul 11 la 16, ca Dumnezeu să-i păzească pe ucenici de lume, să-i separe de această lume, deși se află în această lume. Hristos nu cere ca ucenicii să fie scoși din lume, ci cere ca să fie lăsați în lume pentru a împlini lucrarea lui Dumnezeu. Cere ca ucenicii să fie păziți în mijlocul lumii. Vedeți ce interesant este paralelul acesta, simetria aceasta care continuă între felul în care Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul în economia divină lucrează acest plan de mântuire și felul în care se aplică în viețile noastre. Hristos ne primește ca și dar și răspunde prin ascultarea întrupării. Se naște, trăiește o viață perfectă de ascultare și apoi suferă și moare în ascultare pentru a împlini acest plan. Noi îl primim pe Hristos ca și dar, prin nașterea din nou, suntem aduși la viață, suntem aduși la credință, suntem aduși la pocăință. Cum? Atunci când Hristos în dar a plătit pentru păcatele noastre și a cumpărat lucrurile acestea pentru toți credincioșii. Și răspundem prin ascultare. Cum? Printr-o viață de ascultare în această lume trăită pentru El. Hristos a trăit o viață în această lume și a suferit pentru gloria lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să trăim în această lume și deseori să suferim pentru gloria lui Dumnezeu. Aceasta este rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Ca să fim păziți în această lume pentru gloria lui Dumnezeu. Care sunt motivațiile acestei petiții? De ce se roagă în acest fel? De ce este necesară această rugăciune pentru ucenicii lui? Câteva motivații. În primul rând, Domnul Iisus Hristos ne arată că este necesară această petiție pentru că Fiul nu va mai fi în lume pentru a-i păzi pe ucenici. Versetul 11 ni se spune în felul următor: Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, iar eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește-i numele Tău pe care mi l-ai dat, pentru ca ei să fie una așa cum suntem și noi. Versetul 12 spune: Când eram cu ei, îi păzeam eu în numele Tău. Pe care mi l-ai dat, i-am păzit și nici unul din ei n-a pierit. În afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Cât timp Hristos a fost cu ei, El i-a păzit. Dar acum Hristos urma să plece înapoi la Tatăl. Și este nevoie ca Tatăl să îi păzească. Este nevoie ca ei să fie păziți în absența Lui în această lume. Este nevoie ca noi să fim păziți de puterea Lui Dumnezeu. Și Hristos este Cel care mijlocește pentru noi. Evrei ne spune că avem un mijlocitor. Ioan 17 ne arată în mod explicit ce face acel mijlocitor. Ce se roagă acel mijlocitor pentru noi. Care este cerința lui, petiția lui înaintea lui Dumnezeu pentru aleșii lui. Ați văzut în ce constă paza aceasta care o cere Dumnezeu pentru ucenici? Hristos nu cere și nu vrea ca ucenicii să nu experimenteze greutăți și suferințe. Ne-a spus în mod explicit că în lume vom avea necaz, în lume vom avea suferință. Hristos cere ca să fim păziți în numele lui Dumnezeu pentru ca ei să fie una așa cum suntem noi. Hristos cere ca să experimentăm suferințele într-un anumit fel. Ca suferințele să lucreze ceva în noi, unitate, credință. Și nu deznădejde. Și nu cădere. În al doilea rând, această rugăciune, această petiție este necesară pentru că ucenicii și noi ca și creștini se află într-o lume ostilă. Versetul 14 ne spune: Eu le-am dat cuvântul Tău și lumea i-a urât. Pentru că ei nu sunt din lume, la fel cum nici eu nu sunt din lume. Lumea urăște pe credincioși, pentru că suntem străini și călători. Prin credință am fost smulși din această lume. Nu mai aparținem ei. Lumea ne privește ca și niște corpuri străine, ca și un cancer, un organism străin care trebuie eliminat.
și va căuta cu orice preț, să distrugă pe credincios, să distrugă pe cei care vestesc Evanghelia, să distrugă bisericile. Dacă nu merge cu persecuția prin comunism, merge prin persecuția prin libertate. Dacă nu merge prin libertate, încearcă din nou prin subjugare. Lumea aceasta, de la început, caută să scape de orice și de oricine care îi amintește că există un Dumnezeu, care îi amintește că Dumnezeu este suveran, care îi amintește că Dumnezeu are o lege sfântă, are pretenții și oricine încalcă directivele Creatorului va sta la judecată înaintea Lui și va răspunde. Întotdeauna lumea a vrut să scape de Dumnezeu și de cei care îl reprezintă pe Dumnezeu. Al treilea rând, lumea va încerca să distrugă unitatea credincioșilor, să distrugă pacea și liniștea și dragostea care există în cadrul comunității credinței. Eu nu mai sunt în lume, spune Domnul Iisus, dar ei sunt în lume, iar eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește-i numele Tău pe care mi l-ai dat pentru ca ei să fie una, așa cum suntem noi. Lumea vrea ca să distrugă această unitate. Lumea vrea ca să distrugă această dragoste. Lumea vrea ca să distrugă legăturile frățești. Pentru că știe că o biserică care nu este unită nu mai are o mărturie. O biserică care nu se iubește, o biserică în care mădularele nu sunt bine închegate, nu mai are un cuvânt de spus. Toată predicarea, toată cântarea, toată rugăciunea, toată lucrarea bisericii este anulată complet. Dacă copiii lui Dumnezeu nu sunt uniți, dacă copiii lui Dumnezeu nu se iubesc unii pe alții. Eu pot predica aici până pic pe jos de oboseală despre dragoste, dacă voi și noi ne urâm unii între noi. Dacă ieșim de aici și ne bârfim și ne vorbim de rău și ne săpăm pe la spate, predicile noastre, rugăciunile noastre, cântările noastre, care ar trebui să fie o mărturie pentru cei din lume, sunt anulate de viața noastră. Și Satana știe acest lucru. Și de aceea luptă. Luptă cu tot ceea ce poate. Ca să se strecoare între noi și să rupă legăturile care există. Să le rupă prin pismă și ură între noi. Sau dacă nu poate, să le rupă prin alte preocupări, prin ocupare. Nu mai ai timp să te vezi cu un frate. Nu mai ai timp să stai în rugăciune cu un frate. Nu mai ai timp ca să-i asculți problemele. Să așa de ocupat. Încât nu mai am timp ca să fac lucru care este cel mai important în viața creștinului. Să fiu unit cu frații mei. Să-L reprezint pe Hristos în unitatea care El a dobândit-o prin jertfa Lui pentru noi. Satan luptă și lumea aceasta luptă să frângă unitatea frățească, pentru că este această unitate care mărturisește într-un mod puternic și deosebit despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Despre faptul că suntem gata să ne dăm viața pentru frații noștri, pentru că am devenit frați cu ei prin faptul că Hristos a dat viața pentru noi. Înțeleg că sacrificiul care trebuie să-l fac pentru frații mei, pot să-l fac cu bucurie, că pentru mine s-a făcut sacrificiul suprem. Nu mi se pare greu ca să mă sacrific pentru frații mei când mă uit țintă la ceea ce a sacrificat Hristos pentru mine. 4. Hristos vrea, prin această rugăciune, să le dea ucenicilor și să ne dea nouă bucuria siguranței mântuirii. Pentru că bucuria siguranței mântuirii este cheia perseverării în această lume. Hristos se roagă pentru ucenici și se roagă cât timp este acolo, cât timp este în auzul lor. Și aceste cuvinte sunt înregistrate și pentru noi în Evanghelie, cu acest scop. Ca să fim încurajați prin această rugăciune, ca să avem bucuria siguranței, pentru că în această bucurie este cheia perseverării. Acum însă eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Care sunt lucrurile care le spune Hristos?
Este vorba de petiția lui, de rugăciunea lui pentru păstrarea credincioșilor. El vrea ca ucenicii să audă faptul că el intermediază, el se roagă pentru perseverarea lor. Care va fi efectul cunoașterii acestei rugăciuni? Hristos spune, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Există o bucurie deplină atunci când te cunoști sigur în mâna lui Hristos. Atunci când știi că Hristos este cel care se îngrijește de tine, care se îngrijește de perseverarea ta, care face o petiție către Tatăl și tot ceea ce cere Fiul de la Tatăl se răspunde afirmativ. Tot ceea ce Fiul cere de la Tatăl se va împlini. Și există o bucurie deosebită atunci când știi că ești în siguranță în mâna lui Hristos. Că El este mijlocitorul tău. Că El garantează. Că cel care a câștigat credința ta este cel care va completa și va finaliza credința ta. Că cel care a cumpărat mântuirea ta a cumpărat-o pe deplin. Și o va duce până la capăt. Care este legătura între cunoașterea siguranței și perseverarea în credință în această lume? Cunoașterea siguranței produce o bucurie, ne spune Hristos, o bucurie deplină a lui Hristos, care te face să perseverezi. Este singurul lucru care te va face să perseverezi. Să ai același gând care era în Hristos, să ai aceeași gândire, aceeași atitudine, să privești la bucuria deplină care ți-o garantează Hristos. Și datorită acelei bucurii să fii pregătit să suferi orice suferință. Stoicismul, gândirea pozitivă, merge doar până la un loc. Când vin problemele care depășesc orice putere umană, doar bucuria siguranței în Hristos te mai poate păstra în credință. Când vine boala, când vine moartea, când vine despărțirea de cei dragi, când vine persecuția, când vin sezoane în viața ta, când treci o săptămână, când trec două, când treci o lună, când trec un an, când trec doi și parcă nu se mai duce întunericul din viața ta, poți să te trezești și să strigi gânduri pozitive cât vrei în fiecare dimineață, nu se întâmplă nimic. Poți să proclam cancerului să plece din viața ta, nu se întâmplă nimic. Poți să stai pe marginea sicriului și să spui mortului să se scoale, nu se întâmplă nimic. Bucuria deplină în siguranța mântuirii care o ai datorită mijlocirii Domnului Iisus Hristos este singurul lucru care te mai ține normal la cap, care te mai face să mai pui un picior înaintea celuilalt, care îți mai dă puterea să perseverezi în credință. Există o bucurie de plină în a cunoaște că ceea ce Hristos a făcut și face pentru noi este desăvârșit. Că El garantează. Că El este Cel ce mijlocește. O bucurie chiar, care chiar în adâncul suferinței nu poate fi furată. Care cel rău nu poate atinge. Hristos cere ca ei să fie nu doar păziți de lume, dar și sfințiți. Nu doar separați de această lume, dar și uniți cu Dumnezeu. Și în final, pentru această dimineață și pentru acest pasaj, Hristos ne arată care este mecanismul acestei sfințiri. Ne arată că sunt două pârghii care lucrează, două mecanisme care lucrează în viața credinciosului, care produc această sfințire. La versetul 17, Hristos spune în felul următor: sfințește-i prin adevăr. Cuvântul tău este adevărul. Așa cum tu m-ai trimis pe mine în lume, tot așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Eu însumi m-am sfințit pentru ei, ca ei să fie sfințiți prin adevăr. Două mecanisme. Primul este cuvântul lui Dumnezeu, este adevărul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este sursa prin care îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Cu cât suntem mai
saturați de cunoașterea lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu, cu cât vom fi sfințiți de cunoașterea lui Dumnezeu. Cu cât vom fi mai plini de cunoașterea cuvântului și persoanei Domnului Iisus Hristos prin cuvântul lui Dumnezeu, cu cât practic vom fi mai sfințiți. Viața noastră va fi transformată de această cunoaștere. De aceea este așa de important. De aceea este așa de esențial. Să nu ne substragem de la orice care poate ca să aducă cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. De aceea este important să fim prezenți la biserică, de aceea este important să citim cuvântul în particular, să-l studiem, de aceea este important să ne întâlnim cu frați în părtășie. Pentru că vrem ca cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug, în mijlocul nostru, în inimile noastre. Pentru că știm că este sursa puterii și sfințirii. Al doilea rând, al doilea mecanism, a doua pârghie care este folosită în viața noastră este suferința. Așa cum tu m-ai trimis pe mine în lume, tot așa și eu i-am trimis pe ei în lume. Ce credeți că Dumnezeu nu ne-ar fi putut lua acasă imediat? Sau în momentul în care te-a convertit, să te și ia? N-ar fi fain? Ar fi minunat să te duci la evangelizare, să predici, dacă nu știu cum aș fi eu acolo dacă ar funcționa ideea asta, dar să te duci la evangelizare și să predici și când unul vine la credință să-l vezi numai că începe și plutește spre cer, îl ia Domnul acasă. De ce să mai stea în mizeria asta? De ce să mai stea în suferința asta? De ce să mai chinuie în lumea aceasta? El nu mai este din lume. De ce nu-l ia Dumnezeu acasă? Pentru că nu vrea. Pentru că are un scop cu acea suferință. Pentru că are un scop cu acel chin. Cu ce scop l-a trimis Dumnezeu pe Domnul Iisus Hristos în lume? Hristos spune, eu însumi m-am sfințit pentru ei. Nu era Hristos sfânt? Cu siguranță că era. Hristos ne spune că El s-a pus deoparte pentru noi. A părăsit cerul pentru noi, venind în această lume și suferind pentru noi. Iar acum, noi, continuând acest paralel deosebit, această simetrie divină, iar acum noi suntem trimiși, ne mai făcând parte din această lume, făcând parte din Hristos, suntem trimiși în această lume, unde vom suferi și vom fi sfințiți prin această suferință. Unde suntem puși deoparte pentru Hristos și unde suferim ca să devenim din ce în ce mai mult ca și Hristos. Domnul Iisus se roagă pentru ucenicii Lui în această rugăciune și Domnul Iisus se roagă pentru noi în această rugăciune. Și rugăciunea Lui, și cu aceasta vreau ca să vă las, rugăciunea Lui este ca noi să fim păziți de această lume, să fim separați de această lume, deși încă suntem în ea. Și rugăciunea Lui este să fim sfințiți în mod constant în mijlocul acestei lumi, prin cuvânt, prin suferințe, prin încercări, să fim prelucrați în așa fel încât dragostea noastră de Dumnezeu și dragostea noastră unii pentru alții nu se slăbească când vin greutățile. Credința noastră nu ca să devină mai slabă și mai neputincioasă când vine boala, când vine moartea, când vine persecuția, ci din contra, prin cuvânt și prin suferință, unitatea noastră să devină mai puternică și dragostea noastră să devină mai reală și mărturia noastră pentru această lume să devină mai eficientă. Dumnezeu să ne ajute să avem bucuria deplină în siguranța mântuirii noastre prin faptul că știm că Cel care i-a cumpărat-o și Cel care o menține și Cel care mijlocește pentru noi este Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, a Lui fie toată gloria. Amin.